Domnul Stoianoglu poate să fie corect, cinstit și în față să aibă doar buchea legii, dar astăzi eu cunosc oblă oamenii pe un oraș, cunosc în detalii cum să caută procurori la o funcție sau alta. Vorbesc de procurori mai mici, da? Dar cu funcții foarte importante. Cum astăzi... Cine îmblă și caută? Nu, oamenii din anturajul lui Igor Dodon. Vă dați seama că nu poate să îmblă cineva de la Gimpu, ori de la... Adică procurorul general o să fie o figură așa, deci, simbolică. Mie mi-e frică că ceea ce aud eu, cum se propun funcții și condițiile care spun pentru a obține o funcție sau de altă, spre exemplu, trebuie să fie procuror general adjunct Gheorghe Malic, da? A fost avocat, șeful... Da, îl cunoaștem cu toți. Da, îl cunoaște. Și trebuia Malic, să fie propus de cine? De Stoianoglu? Să fie propus lui Stoianoglu. Uh-huh. Și Malic a refuzat, nicătând că Malic această funcție o așteaptă de foarte mult timp. Și Malic a refuzat-o din cauza condițiilor care le-au fost puse. Știți cum? Că, deci nimeni nu pune întrebarea că iată, avem nevoie de un simplu prim-ministru, țineți minte, da? Asta am vrut să spun de un simplu procuror general adjunct. Dar și dacă și Malic a refuzat, vă dați seama că Malic, eu știu că de foarte mulți ani spera cumva să ajungă și așa mai departe. Și dacă a refuzat el, vă dați seama că condițiile au fost nu bune.